Fraților, în 3 săptămâni dă și Revelionul peste noi, dar dacă ești întreg la cap, ar cam trebui să te pregătești de pe acum. Uite 10 lucruri esențiale pe care trebuie să le știi înainte să-ți faci planurile de Revelion. Unu, printre cele mai populare locuri de petrecut e bineînțeles și Times Square din New York. Dacă ai de gând să mergi acolo, ține cont de faptul că mulți participanți poartă scutece pentru adulți pe sub blugi, pe motiv că nu există suficiente WC-uri și la alea care există, coada e de vreo 3-4 ore. 2. Nu-ți face Revelionul în Etiopia. E pur și simplu prea complicat. În mod oficial, calendarul etiopian are 13 luni. Deci guvernul lor e de părere că suntem în 2010 și că Revelionul cade cândva până în septembrie. Asta nu e tot. În Etiopia avem următoarele situații. Aia care lucrează la stat cred că e 2010. Corporatiștii protestează spunând că suntem în 2018. Musulmanii urlă în gura mare că suntem în 1439 după Mahomed. Și budiștii cred că suntem în 2145 după Buddha, anul câinelui de pământ. Dacă e pe ales, eu cred că suntem în anul 32 după Horică. 3. Pe vremea împușcatului, comuniștii nu vedeau foarte bine treaba asta cu Crăciunul și cu Iisus când era bebe. Așa că s-au gândit să inventeze ei un Moș Crăciun sovietic. Îl chema Moș Gerilă și venea de Revelion pe motiv că atunci se schimba anul și că Revelionul e singura sărbătoare științifică. 4. În Coreea, când te naști, se consideră că ai deja un an și toată lumea își sărbătorește ziua de Revelion. Să zicem că te-ai născut pe 30 decembrie. Asta înseamnă că pe 30 decembrie ai împlinit automat un an și a doua zi împlinești 2 ani. Și mai mișto, dacă te naști pe 31, poți să ai 2 ani chiar dacă ai trăit mai puțin de o zi. 5. În Rusia, în 2010, o cucoană nu știa ce să facă de Revelion și ce s-a gândit ea? Să o pună de un atentat sinucigaș cu bombă de Revelion în Piața Roșie din Moscova. Și a construit vesta cu explozibil și a conectat-o la un telefon. Toate ar fi mers strună, dar cu câteva ore înainte de atentat, în timp ce femeia era la ea acasă, a primit un SMS cu mesaj de la mulți ani de la compania de telecomunicații. Vesta a explodat instantaneu și ea a murit fără să reușească să ucidă pe altcineva. 6. Pe vremuri, în Hawaii, sărbătoarea de anul nou dura 4 luni și în tot timpul ăsta oamenii dansau, pescuiau și n-aveau voie să facă război. 7. În Thailanda, în fiecare an de Revelion, se organizează o bătaie cu apă care ține 3 zile și e în mare parte sponsorizată de stat. 8. Rușii sărbătoresc Revelionul de 2 ori, prima dată pe 1 ianuarie și apoi din nou pe 14 ianuarie, conform calendarului vechi. 9. Conform tradiției de Revelion, în orașul Akita din Japonia, bărbații se costumează în demoni ai muntelui, se îmbată și terorizează copiii care n-au fost ascultători. Și la noi se îmbată lumea, chiar dacă nu e tradiție. Și pe locul 10, după Revoluția franceză, pentru puțin timp, francezii au folosit un nou calendar bazat pe sistemul decimal. Minutul avea 100 de secunde, ora avea 10 minute și ziua avea 10 ore. Săptămâna avea 10 zile, bineînțeles. Cam atât pentru astăzi, ne vedem săptămâna viitoare. Pa, pa!